Dacă vreodată pașii vă mână spre comuna Odoreu, atunci cu siguranță veți remarca felul în care este așezată această localitate și oamenii ei. Pe o insulă, în centrul comunei, stau înrădăcinate cele patru biserici reformată, ortodoxă, greco-catolică și romano-catolică, semn al bunei conviețuiri interconfesionale. Astăzi ne-am oprit la Biserica Greco-Catolică Adormirea Maicii Domnului. Biserica, ca de altfel parohia, are un trecut zbuciumat, cu multe încercări, cărora oamenii de aici le-au făcut față cu răbdare și credință deplină. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în 2004. Timp de 8 ani s-a lucrat în mod susținut la ridicarea ei, iar la 19 august 2012 a fost sfințită. Lăcașul de rugăciune se află pe locul unde, în vremurile de demult, funcționa școala confesională. S-a pus mână de la mână pentru construirea ei, inclusiv de odorenii plecați la muncă peste hotare. De altfel, în tur la bisericii bate un clopot al iubirii de țară, adus de la mari depărtări tocmai din Spania, din partea comunității de odoreni din Calahorra. Prim curatorul bisericii, Ovidiu Nicolae Fodor, ne-a povestit cum a fost adus clopotul de aproape 500 de kilograme din Calahorra la Odoreu, străbătând mii de kilometri, dar și ce înseamnă să fii în permanență cu sufletul aproape de locul natal și de oamenii săi și de casa lui Dumnezeu. În partea din față străjuiește o statuie a Sfintei Fecioară Maria de Lourdes, protectoare a bisericii, și ea a fost construită prin strădania unui credincios, iar acum veghează asupra bisericii și enoriașilor săi. Dorința părintelui Jurja nu este alta decât reîntoarcerea oamenilor către Dumnezeu și biserică. Găsește înțelepciunea drept liantul care consolidează o comunitate, o face vivace și plină de iubire și înțelegere. Acolo unde există respect față de aproapele, indiferent de convingerile religioase pe care le are fiecare, este pace și bună învoire. Parohia s-a reînființat după 1989-1990, am reînființat parohia pentru că a existat până în 1948, a fost parohie greco-catolică, dar știm bine că ce s-a întâmplat în 1948, când biserica noastră a fost interzisă, a intrat în catacombe și, mă rog, credincioșii parohiei, unii au trecut la cultul ortodox, alții au frecventat biserica romano-catolică, mai puțini au rămas greco-catolici, frecventând casele unde locuiau preoți greco-catolici, foști greco-catolici, care nu erau în pușcărie sau după ce s-au întors din pușcărie. Așa că în 1989-90, când a avut loc acea schimbare în țara noastră și când am primit libertatea bisericii, ne-am reînființat. Am constituit o parohie și am făcut consiliul curatoral. Am luat în evidență numărul credincioși, o să vedem câți avem, cine suntem, cât suntem și am început să funcționăm. Atunci, în acele timpuri, prima dată am făcut liturghia acasă la mine, pentru că nu aveam biserică, nu aveam nimic, aici măcar o clădire. Am făcut acasă timp de 2 ani. Reveneau credincioși și făceam liturghie în fiecare zi, duminica cu mai multă lume, sărbători. Și în 1992 am primit din partea primăriei, am primit înapoi fosta școală confesională, care era exact pe acest loc. O clădire veche în care înainte de 48 se făceau cursuri, școală confesională, și care ulterior, după 48, a fost apoi transformată în grădiniță pentru copii, a fost sală de sport, a fost discotecă, a fost cămin cultural, tot ce vreți. Și în 1992 am primit înapoi această clădire pe care noi am încercat să o punem la punct, să o renovăm cât de cât, am tencuit-o, am zugrăvit-o, am schimbat jgheaburile pentru că era dărăpânată și, mă rog. Și acolo am funcționat până când am luat decizia să ne facem biserică, deci până în 2004. Și în 2004 ați început lucrările la ce avem acum, aveți, ce se vede acum. Ce se vede acum. Da, în 2004. Cum ați reușit să faceți față unei astfel de construcții? Nu e ușor să construiești. Nu e ușor, da. Într-adevăr, este greu și mai ales în timpurile acelea să faci o biserică. Nu aveam resurse materiale, financiare, eram încă credincioși puțini, familii puține. Să știți că construcția acestei biserici a fost pentru mine un miracol. Să faci o biserică atunci, în anii 2000, era un lucru foarte, foarte greu. Și, cum am spus, fiind puțini și având bani puțini, totuși ne-am hotărât să facem biserică și am început să facem biserica. În 2004, vă dați seama, și în 2012 am sfințit biserica.
Deci în 8 ani de zile am făcut biserica aceasta. Când a sfințit? În 2012, în 19 august. Deci în urmă cu 2 ani, 3 ani. Și văzând cum evoluează lucrurile, pentru că a făcut-o cu muncă voluntară, credincioșii noștri care au această meserie de zidari și, mă rog, au venit și împreună am luat hotărâri, ne-am consultat, hai să facem. Vom avea bani, cât avem bani, îi punem la bătaie, o mai cere, o mai face apel pe la culte, pe la alte confesiuni, pe alte locuri și vom începe să facem biserica. Ne-am apucat, a crescut ca din pământ biserica. În fiecare an s-a văzut că în anul acesta am făcut, în toamna anului 2004 am făcut fundația. În 2005-2006 pereții. În 2007 am făcut acoperișul și în 2008, ca să se vede pe turn, cifra 2008, a fost gata acoperit turnul. Și apoi, sigur, în 2008 până în 2012 am tencuit, am zugrăvit, am vopsit tot celelalte bănci. Și... Văd că ați pregătit și deci a fost un miracol, da, a fost un miracol la care și acum eu stau și mă uit. Într-adevăr, Dumnezeu a făcut cu noi, cu comunitatea noastră, o minune. Pentru că totul a izvorât, că atunci când a făcut biserica, a izvorât din dorința de a fi pace între noi, de a avea o biserică și de a ne ruga în ceva, undeva. Și acest lucru să se concretizeze într-o biserică. Un exemplu așa ca să vă dau când am făcut biserica. Trebuia să ducem cărămizile la biserică, că aici foarte multă cărămidă în biserică. Am spus doar în 2-3 locuri, aveți grijă că de seară ajunge tirul cu cărămizile. Nu vă spun, la ora respectivă a fost plină curtea de copii, bărbați, femei, bătrâni, ca să descărcăm tirul. Și acest lucru s-a întâmplat de câte ori veneau tirurile cu cărămida sau la alte munci. Deci lumea era entuziasmată, era dornică să o terminăm cât de repede și ceea ce făcea, o făcea cu pasiune și cu dragoste și cu dărâre, nu din interes. Sau să trebuia să se tragi, haideți că vine mașina, veniți, că trebuie să facem cu tare și cu tare. Nu. Totul a mers pe bandă rulantă. Și așa se explică faptul că în 8 ani am terminat biserica. Ați pregătit și iconostasul? Cine a făcut iconostasul? Iconostasul a făcut o firmă din județul Cluj, din Sânt Martin, parcă îi spune domnul Câmpianu. Este un foarte bun specialist, a făcut și în alte locuri. De fapt, noi când am făcut biserica, am vrut să facem biserica, cum ați întrebat înainte, nu ne-am pus, hai, facem biserica și facem, mă rog, schița, proiectul și după proiect. Noi, împreună cu curatorii, ne-am dus și am vizitat multe biserici care erau gata. Sau, mă rog, biserici mai vechi. Am fost în Bixad, am fost în Trășolți, în Negrești, am fost în Ardud, am fost în Cluj și am luat modele, ne-am uitat la construcții, la arhitectură, la mărim, la, mă rog, aspect și am combinat. Ceea ce se vede aici e un rezultatul unei combinații de la mai multe biserici. Și mărime, și aspectul, și înălțimea, și, mă rog... Va fi și pictată sau numai iconostasul va fi... Acum asta eu nu știu, depinde. Da. Eu am zis că sunt în prag de, nu chiar pensionare, mai am vreo 4-5 ani. Nu cred că în acești 4-5 ani vom găsi resursele ca să pictăm biserica bani, deci e vorba de bani, pentru că trebuie mulți bani, însă sper că preotul care va veni după mine să picteze biserica. Deci o dori și pictată să fie. Sigur, aș dori. Dacă vom avea ocazie, nu mă dau în lături, aș dori să o pictez. În orice caz, încă ceea ce îmi doresc să fie iconostasul împodobit cu icoane, pentru că iconostasul e gata, dar ceea ce vedeți acolo pe iconostas sunt copii. Se rog după icoane, după... Da. După iar biserica lucrări. Atunci când ați construit-o dumneavoastră a fost din fondurile proprii ale bisericii sau ați aplicat și un proiect, ceva anume ca să puteți să... Să vă spun sincer, am pornit cu ce am avut noi. Ce s-a strâns în acel perș, colectă, contribuții. Da. O sumă infimă, nu era prea mare sumă. Cu aceea am pornit. Și am, sigur, că am anunțat, s-a știut că în Odăreu se face biserică. Și am primit. Erau credincioși în satul mare, din cunoscuți, de-a noștri, care au trimis câte 100 de euro, 50 de euro sau 1 milion sau ce erau. La fel și din comunitatea din Spania, din Italia, din Portugalia, aflând că construim biserici, n-au rămas
nereceptiv la acest lucru și venind acasă în concediu m-au vizitat, ne-au căutat, părinte, poftim aici o donație, 100 de euro, 200 de euro. Geamurile termopană au costat o sumă foarte mare. S-au înscris familii. Familia Cutare, mă înscriu pentru geamul, fac geamul Cutare. Familia Cutare, fac geamul Cutare. Deci... A fost o solidaritate. Exact, așa... da, solidaritate în ceea ce se poate spune sprijin material și financiar. Nu vreau să trec peste faptul că am făcut o cer la culte și ne-au ajutat cu 400 de milioane de lei. 40.000. Sunt fonduri pentru biserici care sunt în construcție, pentru mănăstiri și noi am beneficiat de un asemenea ajutor. Care oricum s-a simțit. Da. Adică... Am fost ajutați din Franța, există și acolo o instituție care se ocupă cu ajutorarea bisericilor din Orient, Louvre d'Orient, care ne-a dat 5.000 de euro pentru, am spus că avem nevoie pentru încălzire, pentru electrificarea și ne-au ajutat și dânsii. Câți credincioși aveți? Acum avem, chiar că am făcut bilanțul pastoral în luna ianuarie, avem 530 de credincioși și 195 de familii. Sigur că unii sunt plecați la muncă în Spania, în Portugalia, în Italia, în Anglia, în Franța, dar avem, există acest număr, există și în practică. De cât timp sunteți paroh aici în Odorău? Păi numirea am primit-o în 80, în 90 am primit numire de paroh, dar ca preot sunt din 1980, deci am fost sfințit în clandestinătate preot. Și am, mă rog, am funcționat ca și preot fără să știe lumea. Puțin știau că sunt preot în familie, cei apropiați știau că sunt preot și făceam acasă liturghia zilnic și duminici. Până în 90, când n-am putut să ies la suprafață, cum se spune. De unde sunteți deloc? Deci, din Odorău? Sunt născut în Cicârlău. Sunteți născut în Cicârlău? În Cicârlău, dar după 3 luni părinții mei s-au mutat la Odorău. Mama este de acolo, tata de aici, s-au mutat aici și am crescut aici. Pot să vă spun în paranteză, amintind despre școala confesională și grădiniță. Eu am făcut grădința în acea clădire veche. Am făcut educația fizică în acea clădire veche. Nu știam atunci când eram copil că o să fiu și preot în biserica care se va construi pe acest loc. Ce anume v-a făcut pe dumneavoastră să vă îndreptați alegerea înspre biserică? Eu cred... A fost un moment așa care v-a marcat cumva... Acest alegerea. Moment, să zic așa, n-a fost moment dintr-o dată să mă fac preot. Deci parcă m-am format de mic copil, pentru că țin minte, în copilărie, îmi plăcea să mă duc la Sfânta Liturghie în duminici, să fiu prezent și la utrenie. Știți că Sfânta Liturghie se începe, mă rog, la oră, la fiecare biserică, dar în bisericile noastre orientale, greco-catolică și ortodoxă, se face și utrenia înainte, care durează cam o jumătate de oră. Și părintele pe vremea aceea, în anii 60, 60 și ceva, 63, 64, părintele Jude, Vasile, făcea utrenia și mie îmi plăcea să particip și la utrenie. Și mă duceam și după masă la vecernie, îmi plăcea și vecernia. Deci eram copil, dar totuși mă atrăgea biserica. Și atunci parcă am început eu să... Nici nu puneam problema să mă fac preot, dar mă atrăgeau cele spirituale. Și în plus de aceasta avem o tradiție în familie. Mama are și acum că trăiește o soră și avea un frate care a murit, au fost călugări greco-catolici. Sora mamei, sora Zelia, este și acum în viață, are 95 de ani, la Blaj, face parte din Congregația Maicii Domnului. Iar fratele mamei, părintele, era monah Ilie Bondrea, pe care mulți, foarte mulți l-au cunoscut, a murit, era călugăr bazilian. Și pot să spun că și datorită lor, pentru că îmi treceam vacanțele de vară la ei în Cicârlău, erau veniți din pușcărie, proaspăt veniți din pușcărie, au făcut pușcărie fiecare, au fost la canal. Și când ne ducem în vacanță, eu și cu fratele meu, care este tot preot, dar preot călugăr, ne pregăteau, ne vorbeau, nu știam noi ce urmăresc ei, dar totuși ne pregăteau deja pentru preoție. Și crescând ne-am format și am simțit că atât eu cât și fratele meu avem dorința să ne facem preoți. Însă biserica noastră, repet, era în catacombe, era interzisă. Nu, la Romanul Catolic nu puteam să nu ne acceptau, să ne ducem și încă ne-am gândit că vom fi preoți celibi sau căsătoriți. La ortodoși nu, mă rog, nu voiam să ne ducem.
Și atunci am primit propunerea în anii 70, când am venit în contact cu preoții proaspeți ieșiți din pușcărie, din satul mare, cu părintele Mare Augustin, părintele Vasile Gavriș, părintele Pașcadi, părintele Leon, părintele Egumen, ieromonah Marina Gheorghe. Am venit în contact cu ei și eram în anii de liceu. Deja am început să punem bazele pentru a mă pregăti și a primi material pentru a mă pregăti în clandestinătate. Pentru așa zisă facultate de teologie. Deci mă pregăteam și făceam în clandestinătate studiile și dădeam examenele la sfârșitul semestrelor. Cum credeți dumneavoastră că am putea să-i apropiem acum pe tineri de biserică? Sunt apropiați de biserică, mai precis? E foarte dificil pentru că trăim niște timpuri, niște vremuri în care biserica pentru, nu numai pentru tineri, dar chiar pentru părinți nu mai contează. Trăim o secularizare a bisericii, trăim în, chiar, dacă cred că cunoașteți fenomenul, deja religia pentru anul viitor va fi școlar, anul viitor școlar va fi opțiune. Deci dacă vrei, faci, dacă nu, nu. Deci înseamnă că regresăm în viața spirituală a credincioșilor și a tinerilor, a copiilor. Deci dacă părinții vor decide că copilul meu nu mai este obligatoriu să facă religie, vă dați seama de unde sau cum va fi format acel elev, acel tânăr, acel copil pentru viitor, pentru viață, când în biserică primim învățătura creștină, ne formăm pentru viață, cunoaștem ce este credința, cine este Dumnezeu, ce este frica de Dumnezeu care astăzi lipsește. Păcatele care se fac în lume și tinerii care mă rog, sunt confruntați cu atâtea situații și greutăți și probleme și nu știu cum să le depășească și ajung să facă anumite lucruri necugetate, le pun pe seama lipsii credinței. Încotro ne îndreptăm? Riscăm să rămânem cu bisericile goale la un moment? Da, da. Dacă nu se va face ceva, dacă nu se va face o... și mai ales că religia va fi o materie opțională, atunci vom fi cu bisericile goale și așa suntem și depunem preoții, suntem nevoiți să depunem eforturi deosebite ca să atragem pe părinți și pe tine la biserică. Eu când am, sau noi când am făcut biserica aceasta, am crezut că biserica când va fi gata și fiind atât de frumoasă, nu vreau să o laud chiar eu, va fi plină, vor veni credincioși. Se vor reîntoarce credincioșii greco-catolici, foști greco-catolici, în sânul bisericii greco-catolice, pentru că și acum sunt în viață mulți care sunt greco-catolici, dar se duc la în biserica ortodoxă și speram să revină să... Mă rog, nu este așa. Părinții care familii care îi avem, nu sunt practicanți toți. Vin mulți la biserică doar în sărbători, în duminici, la Paști, la Crăciun, câteva duminici pe an și stau acasă sau, mă rog, fac altceva. Și deci biserica nu că este goală, speram să fie plină, însă nu sunt băncile pline. Care este dorința dumneavoastră cea mai mare legată de biserică? Ca să continui ceea ce ideea pe care am spus-o, ca să fie biserica plină, să se reîntoarcă lumea la Dumnezeu, să frecventeze, să practice credința, să-și practice credința în care au fost botezați și au fost crescuți. Pentru că fără credință, fără Dumnezeu, nu există mântuire. Noi suntem, preoții, suntem niște slujitori al lui Dumnezeu. Suntem un fel de Moise care își conduce poporul și trebuie să-și conducă poporul spre țara făgăduinței. Ori țara făgăduinței pentru noi este mântuirea sufletului, este viața de veci. Și noi, preoții, avem această datorie ca să-i conștientizăm pe credincioși. Că cea mai importantă luptă pe care noi trebuie să o ducem în această viață pământească, este lupta pentru a-ți mântui sufletul. Să-i conștientizăm ca un suflet și că acest suflet trebuie să-l păstreze curat, nevinovat. Dumneavoastră, așa ca preot și ca om, sunteți împăcat cu ceea ce ați ales pentru viața dumneavoastră? Da, sunt foarte împăcat, sunt foarte bucuros și trebuie să vă mărturisesc că, deși în această activitate pastorală de 34 de ani, am fost confruntat și cu dezamăgiri, și cu lucruri care m-au nemulțumit, și cu întrebări la care încercam să dau un răspuns. În ceea ce privește biserica noastră sau biserica în lume sau credința, și
nu că am vrut să dau înapoi și mă puneam așa în întrebarea, oare e bine că m-am făcut preot, oare a avut rost să mă fac preot, văzând cu ce se confruntă un preot. Și de fiecare dată am ajuns să-mi dau răspunsul în conștiință, da, și dacă ar fi să fiu întrebat încă o dată, ce vrei să te faci, tot preot m-aș face. Bă, este aproape de inimă, da, este pentru și faptul că ați crescut într-o familie religioasă cu principii foarte sănătoase. Și am pătruns sensul menirii preotului, lupta pe care trebuie să o dea, să o ducă, pentru a mântui sufletele. Ne bucurăm când vedem că oamenii răspund și încearcă să se apropie de Dumnezeu, dar parcă trebuie să facem ceva mai mult. Să facem ceva, și noi, și preoții, și oamenii, să facem ceva, și am zice, și cei mai mari, ca și noi. Apropierea asta putem noi face preoții pe plan local, să ne întâlnim cu frații ortodoși, reformați, catolici, să facem acea... Cum înțelegeți cu ei? Foarte bine. Mă înțelegeți bine? Foarte bine înțelegem. Chiar se mire lumea, Odoreu are și 4 biserici, una după alta, da, am văzut că reformata, ortodoxă, catolic, greco-catolică, catolică, și ne înțelegem cu preoții foarte bine, ne înțelegem. Deci ați reușit să faceți și o comuniune, o armonie între noi, da, sigur. Nu căutăm să facem probleme din anumite situații, nu. Și asta se vede și în echilibrul comunității. Exact, exact. Ne respectăm, ne ducem pe stradă noi ca preoți greco-catolici sau ortodoxi, că e reformat cu care te întâlnești, te salută foarte respectuos, chiar dacă e reformat și ridică pălăria. Și dacă ei n-au salutul Lăudat să fii sus, mă salută cu Lăudat să fii sus. Și dacă e reformat, mă respect, din respect. Care sunt acum activitățile pe care le derulați în parohie? Activități? Mai acum ca și preot, sigur, liturgia zilnică. Duminica, sigur, mă duc și la Berindan, avem încă o parohie lângă Odoreu Berindan și acolo. Și devoțiuni care se reflectă, acum depinde de fiecare lună. Sfântul Iosif martie, în mod deosebit, novenă la Sfântul Iosif cu liturghie. Sfânta Rita, de asemenea, în Odoreu există credincioșii noștri cinstiți în mod deosebit și când începe novena la Sfânta Rita, care a început cu joile, acum cele 15 joi, facem asemenea liturghie și cu devoțiuni. Calea Crucii, care urmează acum începutul în postul mare, în fiecare zi se face Calea Crucii la noi în parohie, în mod deosebit miercurea și vinea cântată. Paraclisul Maicii Domnului, când e postul Sfintei Mării în august. Și tot ceea ce implică viața spirituală. Sigur, cu tinerii și cu elevii avem un program un pic mai aparte. Căutăm să-i captăm, să-i aducem la biserică, măcar de două ori pe lună. Avem un program special cu ei. Prima vinere de lună, după masa, liturgia este cu ei, cu tinerii. Ei răspund, ei participă, se mărturisesc. Și în vacanță mai facem câte o excursie cu ei. Abordăm discuții, teme diferite și depinde și de vârsta lor, care sunt mai mari, cu care putem discuta. Cu cei mai mici avem jocuri, avem activități, căutăm să implicăm și să atragem la biserică. Acum așa, pe final, aș vrea să transmiteți un cuvânt, așa un mesaj către oameni vis-a-vis de viața lor, de așezarea lor pe elementele care sunt ziditoare pentru sufletul lor. Ce ar trebui să facă? Acest mesaj să fie pentru toți oamenii, deci pentru nu refer la comunitatea noastră. Pentru toți oamenii care urmăresc. În predica pe care o voi rosti, una dintre semnele primeregătoare înfricoșate judecăți este și această îndepărtare a omului de Dumnezeu. Deci, apostazie, cum se spune. Deci, lumea se îndepărtează de Dumnezeu, de credință, nu se mai roagă, nu mai are nevoie de biserică, omul se emancipează. Ori, mesajul meu este ca să avem grijă, să rămânem în continuare, în comunie cu Dumnezeu. Toți suntem botezați. Am primit un dar de la Dumnezeu prin botezul nostru, prin faptul că suntem creștini, suntem membri ai unei biserici, indiferent despre care biserică este vorba. Și acest mesaj de a fi buni, de a avea credință, de a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele nostru, să-l practicăm, să-l punem în practică. Credeți că, spuneați de daruri, credeți că știm să avem grijă de darurile pe care ne le dă Dumnezeu? Nu întotdeauna. Dumnezeu ne dă dar,
fiecare ne dă dar, primim darul botezului, l-am primit când ne-am născut, după ce am fost botezat, dar primim și în viața noastră multe, foarte multe daruri, dar nu știm să le păstrăm și nu vrem să le păstrăm. Dăm cu piciorul în ele. Prin păcat vorbesc, prin păcat. Prin faptul că uneori rupem legătura cu Dumnezeu, comunia cu Dumnezeu, prin păcat. Pentru că atunci când omul face un păcat, și mai ales păcat de moarte, Dumnezeu sigur că nu că îi întoarce spatele, îi retrage acel dar pe care i l-a dat atunci când s-a spovedit, de exemplu, că atunci când te spovedești, ți se iartă păcatele, îți mărturisești păcatele, te căiești de ele, ai primit darul înapoi, darul curățenii, darul de la Dumnezeu l-ai primit înapoi. Deci devii fiul lui Dumnezeu. Devenim frați între noi cu credincioșii și ceilalți. Deci e un dar mare și trebuie să avem grijă să nu pierdem acest dar. Și îl pierdem de multe ori.